miercuri 1 iulie, un bărbat din Pașcani a murit pe stradă din cauza căldurii. Crăciun Dumitru, în vârstă de 60 de ani, a căzut fără suflare pe trotuarul din apropierea colegiului Mihail Sadoveanu în jurul orei 13:15. Ambulanța a sosit la fața locului la 20 de minute după înregistrarea primului apel la numărul de urgențe 112. Victima a decedat cu 3 minute înainte de a ajunge salvarea în brațele unui tânăr care încerca să-i acorde primul ajutor. Trecătorii s-au arătat revoltați de această situație și de atitudinea polițiștilor sosiți la fața locului. Din primele cercetări reiese că victima avea probleme cardiace și locuia singur, soția sa fiind plecată în străinătate. Eram la 13:10, eram aici pe gard, au trecut omul respectiv, venea dinspre liceul Sadoveanu sau nu știu exact, s-a prăbușit, iar s-a ridicat și am fost eu cu încă un prieten și l-am ridicat. El îl ținea și am sunat la ambulanță. La 13:15 am sunat. Și ambulanța a venit la 13:32, cam așa, iar omul a murit cu 2 minute înainte să vină ambulanța, cam așa. Da, respira, dar nu putea să vorbească. Deci el respira și dădea așa din cap și respira foarte greu. La un moment dat nu mai respira, nu mai avea puls și a venit ambulanța. Au venit două ambulanțe și l-au dus cu papucul. Deci ambulanțele au plecat și l-au aruncat într-un papuc și l-au dus cu papucul. Colegul meu îl ținea rezemat, deci era cu spate rezemat de picioare și eu l-am sunat la ambulanță. Și pe aia m-a sunat un domn și pe aia m-a sunat o doamnă. Și aia că sunt pe drum, că nu știu ce, și până au ajuns. M-a întrebat dacă e om, dacă e boschetar, dacă cum e îmbrăcat, ce culoare au ochii, în loc să vină, mă puneau întrebări de gen. Mai întâi aia de la Iași mi-a pus nu știu câte întrebări, cum mă cheamă, nu știu ce. După aia m-au dat la ăștia de la Pașcani și au spus că o să vină. Vine și poliția, dar cu întârziere. Dacă venea ambulanța mai da, devreme... Deci dacă venea cu 3 minute mai devreme, omul trebuie, putea să-i facă ceva, pentru că încă mai respira. Da, ne întreba ce haine are, ce culoare, au venit să o uita dacă e fată sau boschetar, dacă e băiat. Au început să râdă toți aici, ne-au alungat de aici și stăteau și râdeau toți. La urmă mai și înjurat, după cum ne simțiți în toată felul. Cei de la poliție sau? Da, șeful de la poliție, că... Luați-l într-o mașină și duceți-l de aici, dar noi unde să-l duci? Adică cum, dacă, Doamne ferește, murim pe stradă, ne lasă acolo să stăm? Ceva corect, dar unde trăim? Nu știu, deci e ceva nedescris. Asta este.